Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Ia uitați, am completat cu ouă de găină, în care azi am verificat ouăle de găină și ouăle de bibilică. Ouăle de găină din... Nu mai știu câte am pus, cred că 28-29, au fost doar două limpezi. Rest au toate pui, încep să formeze puiul și la bibilici, la aceste ouă nu s-a văzut clar și le-am lăsat. În schimb 10 erau limpezi de la bibilicele mele, acestea sunt cumpărate. Au fost limpezi pentru că le-am ținut închise și probabil picheroiul nu le-a călcat, pentru că altfel nu-mi explic. Fiindcă anul trecut am scos pui de la el și au fost foarte buni sămânță. Din 5 ouă mei, anul trecut au ieșit 5 pui, n-am pus multe pentru că nu știam exact cum se procedează la ele. Și am aflat. Ia uitați, am uitat să întorc un ou. Noroc l-am văzut acum. Ia uitați-le. Ouăle de bibilică. Și am vrut să vă dau niște sfaturi pentru incubarea ouălor, ce pentru începători. Am vrut să vă spun, în primul rând, ouăle de găină țin la incubare 21 de zile. Ouăle de bibilică în jur de 26-27 de zile. Ouăle de rață românească 28 și celelalte rațe, în afară de rațele leșești, care o să vă spun imediat cât o să țină și ele. La gâște cred că undeva la 30 de zile, 29-30 de zile. Și la rațele leșești 35 de zile, 5 săptămâni. Și am uitat să vă spun, la prepelițe țin doar 18 zile, pentru că ouăle sunt mici și au coaja foarte subțire. De asta se formează și puiul foarte repede. Este un incubator Cleo 5. Folosit de vă câteva ori, cel puțin anul ăsta cred că s-a folosit de 5-6 ori. Ia uitați, am pus apă acolo în alveola mică. În primele 3 zile ouăle nu se întorc. Și nici în ultimele, până în ultimele 3 zile se pune apă doar în prima alveolă cea mică și în ultimele 3 zile se pune apă în alveola cea mare. Și pui când or să iasă, eu îi las de obicei în incubator pentru ca să usuce. Nu vreau să-i scot pentru că mi-e frică dacă mor. Chiar dacă au bec, și așa că îi las acolo. Și uite, asta, cam asta a fost logul. Umiditatea trebuie să fie undeva între 75 și 90, cam așa ceva, din câte știu, din câte am citit și eu. Și să punem și, uitați ce ouă mare la găini. Găini de anul trecut, din april, au un an. Să vă arăt și cam asta este incubatorul. Cam acesta este. Temperatura acum, pentru că am scos puțin capacul, este de 37,4, dar de obicei trebuie să fie undeva la 38, în maxim 38,5. De obicei se folosește 38,2,3. Și am și o surpriză, dragi prieteni. Ia uitați și pe aceștia. Au fost, din câte v-am spus, când am pus rața, când am făcut vlogul cu rața leșească clocind, am pus 4 ou de găină, din care unul l-a spart cu puiul în el, aproape cu 3 zile înainte de a sparge. Și unul s-a format la un moment dat și după a stagnat și nu s-a mai dezvoltat. Și au ieșit aceștia doi. Ia uitați, sunt foarte frumoși.
Acum 2 zile, cred, când sunt ieșiți. Au făină, altceva nu le dau deocamdată. 2-3 zile dacă le mai dau și după aia le trepe furaje. Ia uitați-le, stau la bec, bec de 100, se vede acum, bec de 100 de vați. Și cam acesta a fost vlogul, dragi prieteni, bine cam acesta a fost vlogul și dacă vă plac vlogurile mele și păsările mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați share, subscribe și like. Și ne vedem data viitoare. La revedere!